Ceea ce se întâmplă la noi de obicei în luna septembrie a fiecărui an este lansarea noului sezon spiritual când reiterăm viziunea bisericii. Cu alte cuvinte, de ce existăm aici în galați. Și așa foarte pe scurt, noi existăm pentru a-L face cunoscut pe Dumnezeu, pentru a-I ajuta pe oameni să se elibereze de trecut, pentru a-I educa, a -i instrui pe oameni să-și înțeleagă modul unic în care au fost creați înzestrați de Dumnezeu și pentru a crea contexte în care ei să slujească în acord cu chemarea, maturitatea, pasiunea și mai departe. Când vorbim de eliberare de trecut, avem în vedere faptul, așa, cum spune Neil Anderson în Libertate în Hristos, venim cu niște tipare din modul vechi de a fi când eram fără Hristos. Pe lângă tiparele alea sunt păcatele, practicile, pe care, cu care noi venim. Ei, noi constatăm că pe lângă toate astea avem răni emoționale, avem eșecuri, avem un trecut, fiecare dintre noi. Procesul uceniciei presupune să rezolvăm trecutul nostru. Și în cadrul acestei etape despre care vorbeam, spre exemplu, ce facem noi foarte practic e în cadrul cursului de cateheză, care este văzut ca un grup mic, da, în care parcurgem mai multe lecții cu învățătura de bază creștină, creăm contexte în care să rezolvăm sau să inițiem rezolvarea problemelor din trecut. Și avem o zi în care ne retragem cu toții pentru câteva ore, ne uităm la Scriptură ce definește Scriptura că este păcat. Și ne uităm la câteva texte și facem o listă cu tot ceea ce definește Scriptura păcat. Care sunt practicile, tiparele posibile pe care le identificăm în viața noastră. Ok, apoi ne uităm la ce spune Biblia că dorește Dumnezeu să facem cu eleși. El ne vorbește despre mărturisirea păcatelor, pocăință, iertare, acceptarea iertării, acceptarea faptului că suntem o persoană nouă, acceptarea noii identități în Hristos. Facem lucrul ăsta și apoi creăm spațiu, ne ducem fiecare dintre noi în colțul nostru, ne luăm câtă hârtie avem nevoie, câte pixuri avem nevoie, ne rugăm și cerem de la Dumnezeu ca El să aducă orice e nepotrivit, orice este în dezacord din trecutul nostru, în dezacord cu voia lui Dumnezeu și ne permitem să scriem totul cu condiția că nimeni nu citește hârtia aceea. Păi ne vom aduna și ne vom, vom sta înaintea lui Dumnezeu și vom mărturisi păcatele respective cu credința că cine își mărturisește păcatele unui Ioan unul cu nouă și se leapă de ele, în îndurare. Și la Dumnezeu, în sângele Lui Hristos, căpătăm iertare pentru orice păcat. Celebrăm momentul acesta. Vom rupe, vom arde hârtiile acelea, pentru că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Unii s-ar putea să, const să constate că au nevoie de consiliere mai specializată. Pentru că din păcate, lumea ne poate duce și prin asemenea voi. Vom avea credincioși care pot să-i asiste mai departe. Dar ceea ce va fi foarte important este creerea noilor tipare de gândire, adică asumarea noii identități pe care o avem în Hristos. Ei, în linii foarte mari, cam asta spunem noi că ar trebui să se întâmple în, în etapa aceasta. Și contextul este grupul mic, relațiile. Mărturisiți-vă unii altora păcatele. Nu așa zice Iacov, da? Deci, contextul relațional, susțineți-vă unul, unul pe altul, rugați-vă unul pentru altul, zidiți-vă unul pentru altul, îmbărbătați-vă unul pentru altul și așa mai departe. Alpha, Omega.